să binecuvântăm din casa Domnului dumneavoastră și mă bucur nespus de mult că prin ajutorul Domnului am ajuns aici și mă bucur că trebuie să discutăm problemele cele mai importante de care depinde mântuirea fiecăruia. Fiindcă trăim niște vremuri foarte grele, vremurile în care trăim se numește zilele din urmă. Foarte multe suflete, chiar și Apostolul Pavel dorea, și vorbea în așa fel că parcă și el va fi pe pământ până la răpirea bisericii. Însă planurile Domnului sunt diferite de ale noastre. Un lucru putem spune că noi, ziua de azi, trăim zilele din urmă. Știm că zilele din urmă, au spus Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt, va fi vremuri grele. Vremuri grele pentru toți oamenii, dar deosebit mamelor. Niște vremuri foarte grele. Și din pricina că mamele suferă foarte mult în familia, pentru că femeie înțeleaptă trebuie să zidească casa. Când vede că vrăjmașul vor să dărâmă prin soț, prin copii, ia cu înțelepciunea ei, trebuie să zidească casa. Avem un cuvânt care a dus biserica dumneavoastră pentru cu această ocazie, Coloseni 3:13, e un cuvânt așa de minunat în care Domnul ne învață să îngăduim unii pe alții în dragoste. Și dacă unul are pricină să plângă de celălalt, iertați-vă cum o ierta și Hristos. Dar înainte un cuvânt, capitolul 3, versul 12, spune așa, ca niște aleși, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inima plină de bunătate, de îndurare, de blândețe, de-a lung răbdătoare, și apoi vine versul 13, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și dacă unul are pricină să plângă de celălalt, iertați-vă cum vă iertați și Hristos. Versul 14 spune așa, dar mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșită. De ce am adus cuvintele astea? Fiindcă deja am discutat aici să îngăduim, să iertăm, dacă n-am cunoaște cum trebuie pus în practică? Fără bunătate, fără îndurare, fără blândețe,
blândețe, fără de a lungi răbdare, nu vom putea să trăim în găduința răbdătoare, să îngăduim unii pe alții. Romani, capitolul 15, versul 1, ne sfătuiește în felul următor. Cel mai tare este dator să repte slăbiciunile celorlalți. Așa de bine cunoaștem Evanghelia de atâția ani, totuși trebuie să recunoaștem că atunci când suntem confruntați cu diferite probleme, primul rând în familia, uităm a îngădui, uităm să fim blânzi, uităm de bunătate, uităm de îndurare și foarte repede pierdem pacea. Și când am pierdut pacea, suntem fără Hristos. Fiindcă pacea noastră este El. Ce să facem ca totuși să putem să trăim nu numai a vorbi despre El, despre îngăduința și asta trebuie să se vadă în familia, în vieții noastre, trebuie să vadă soțul, trebuie să vadă copiii, că mama s-a schimbat mult. De ce? Pentru că mama ține sub control firea ei. Și acum fac o mărturisire. Cum am ajuns prin harul Domnului să nu perpace niciodată, se pot îngădui în orice vreme, se pot ierta pe oricine, oricum, din toată inima, pentru faptul că nu am cunoscut trăirea, cuvântul am cunoscut, dar n-am cunoscut trăirea și multe conflicte a fost în familia până când Domnul a hotărât să mă statornicească, să mă trezească, să mă lumineze mintea și să înțeleg că adevărat pocăința, dragoste, bunătate, îndurare, pace, bucurie, trăirea roadele Duhului Sfânt. Și ce s-a întâmplat, surorile? Mulți zeci de ani n-am cunoscut trăirea. Într-o bună zi, Domnul a îngăduit o boală grea peste mine. Pe vremea aia, în urmă 30 de ani, nu era medicina atât de înaintată, avansată. Parcă șoldurile mele nu mai putea primi injecția, ceea ce era mai rău. Și într-o singură zi am rămas acasă și am spus, Doamne, nu se mai poate. M-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, ori descoper de ce m-ai părățit, pentru că
foarte multe boli sunt pediapsă. Asta alte temă, poate vom vorbi și despre asta. Am spus, ori descoper mie de ce m-ai pedepsit și să mă vindeci, de nu e viața. De aici nu mă mai ridic. În două luptă am luptat cu Domnul. Primul luptă am luptat pentru viața soțului, înainte, multe vreme, am spus, Doamne, dacă nu dai mântuire soțului meu, refuz și eu mântuire. Și asta a fost a doua luptă cu Domnul. Am plâns înaintea Domnului un ceas jumate. Nu am primit nici un răspuns. După un ceas și jumate, ca și când ar fi luat capul meu cineva în cer și ar fi desfăcut și ar fi arătat ce viață am dus și ce viață trebuie să duc de acum înainte. Surorile mele, eu am speriat de mine. Tot cei din jurul meu știa că sunt o soră bună, iubesc pe Dumnezeu, cunosc cuvântul. Dar eu când Duhul Domnului o descoperit ce trăire am avut și spun ce trăire. N-am avut răbdare, repede mă prindeam, mă luptam cu toți de cei din jur că am dreptate. Este adevărat că am avut dreptate, dar noi nu mai avem dreptate când într-o familie este un conflict. Eu dreptatea mea trebuie să dau altora. Eu trebuie să îngădui, n-am știut să îngădui. Surorile mele, știi ce am zis? Pentru că cu soțul am avut cea mai mare problemă. Doamne, fă să facă soțul un rău, dar un mare rău, să văd ce am să fac. Adevărat am trezit, adevărat este schimbare în viața mea, ori numai o amăgire. Nu a trecut mult timp până când, într-adevăr, a fost îngăduit iar un rău. Dar surorile mele, atât de minunat a fost când cu ochi dulce am privit la soțul și am zis, așa el, binecuvântă tată, am putut să îngădui. Așa e. Imediat am crescut un pic, pentru că în ce? În dragoste, în răbdare, în găduință. Ce bucurie am avut! No, Doamne, acum declar război împotriva firii mele. Trebuie să moare. Sub control țin mintea, pentru că știi ce făceam înainte? Mai și bărfeam pe soțul la alții, spuneam că ce face, cum face, când întâlneam pe suror. Dar ce mai faci? Atunci, ce să vă spun, suror? E un păcat extraordinar de mare. Chiar de nu vorbeam cu nimeni, pismuiam aici. Dragoste nu pismuiește. Ce s-a întâmplat? Duhul Domnului imediat a vorbit.
Psalmul 119, versul 67, unde spune, pune ce-am ajuns merit, reteceam, dar acum păzesc cuvântul tău. 119, versul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să păzesc orânduielile tale. Surorile mele, atât de fericit am fost, am scăpat de tulburări, de tot felul de distrugere sufletești. De ce? Pentru că, aici fac o paranteză, la începutul pocăinței mele, Domnul mi-a vorbit, a spus că multe încercări are să mă treacă. Și atunci Domnul mi-a vorbit despre creațiune omului. Omul, noi nu am fost creat pentru stres, pentru necaz, pentru bol, pentru încercări, și omul din tâi a fost creat pentru bucurie, pentru pace, pentru trăire în prezența Domnului. Dar când a păcătuit și a fost aruncat afară, a venit bol, necazul, stresul. Și a spus Domnul, am să vi le dau două propte. Ca proptele astea, ca și două cărge, unul dintr-o parte, unul din celălalt, te va ajuta. Prima cuvânt a fost Roman 8:28. De altă parte, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubește pe Domnul, iar celelalte propte au fost la Tesaloniceni, capitolul 5, versul 18, unde spune Apostolul Pavel, pentru toate lucrurilor, mulțumiți-vă lui Dumnezeu, aceasta este voia lui Dumnezeu, privire la voi în Iisus Hristos. Pe parcursul vieții mele, am fost foarte mult încercat și ora actuală am 3 încercări mari. Dar încercările, dacă putem primi ca o binecuvântare, aduce foarte multe lumină și biruință și experiențe trăirii cu Dumnezeu. Acum când a venit încercările, câte unul a fost atât de grea, că puteam să spun, Doamne, și asta spre binele meu, dar lumină care a venit de sus, o spus Domnul, acum nu înțelegi, dar mai târziu vei înțelege. Și mă luptam să mulțumesc. Și când a fost atât de grea încercare, atunci mă rugam, Doamne, dă-mi putere să pot mulțumi, ca nu cumva să îngădui vreau un duh de cârtire, pentru că e bine foarte fină. Mulțumesc, Doamne, eu nu înțeleg acum, dar mai târziu voi înțelege. Deci, surorile, ce putem înțelege aici? Trebuie să avem grijă de sănătate.
sănătate și trupești și duhovnicească. Nu reziste trupul ăsta să trăiască în stres. Asta se bolnăvește. Și o să vedeți cât de mult bolnav sunt în poporul Domnului. Pentru că trupul ăsta n-a fost creat pentru stres, pentru bol, pentru necazuri, pentru... Măcar că spune Apostolul Pavel că împărăția cerurilor intre prin multe necazuri. Dar necazurile, eu când iubesc pe Domnul, privesc la El și cred pe deplin că lucră ceva foarte bun. Ce eu acum nu înțeleg. Adorm liniștit, n-am stres, sănătos trupul, sănătos sufletul. Pentru că sufletul, când are stres omul, n-are credință, fără credință cu recunoștință. N-are pace, merge fără Hristos. N-are bucurie, roadele Duhului Sfânt. Deci aici trebuie să depunem o luptă. Să nu lăsăm pe ispititorul să aducă în viața noastră necredere față de Domnul și să credem încercările prin care ne trece El este de mare folos. Acum mă întorc înapoi la boala mea. Surorile mele, atât de atent am fost, mai ales față de soț, prin el că e mai multă ispită. La 8 ori am luat examenele cu nota 10. Dar odată n-am fost patent, iar i-am pornit. Napol! Și-a văzut soțul lupta. Și el a început să îndrepte. Când în viața mea a apărut lumina și a apărut bunătate, și a apărut îndurare și îngăduință. Înainte, când a făcut ceva, am reproșat tot ce a făcut înainte. Acum a dispărut. La Proverbe, capitolul 19, cred că versul 11 spune așa: înțelepciune face pe un om răbdător și este pentru el o cinste să uite greșeala. Când am mai citit și asta, eu n-am fost înțeleaptă, câte ori am reproșat lucrurile. Deci, Dumnezeu, în momentul când m-a luminat mintea cum trebuie să trăiesc, m-a vindicat pe loc. Nu mai trebuie să iau nimic și m-a vindecat pe loc. Mi-a părut foarte rău că Dumnezeu o trebuit să supere din cauza mea și să mă îngăduie la o boală. Ce frumos când de bună voie asculte copiii de părinți fără nuiau, fără pediatru. Dar
Asta suntem noi, oameni. Surorile mele, nu se poate fără să fie firea pus sub control. Ce gândim aici? Ce vorbim aici? Pentru că să știți că am observat gândurile noastre întinează mintea. În poporul Domnului, ora actuală, de ce nu este propășire? Păcatul care o reușit să aducă vrăjitorul, bârfă, judecăți, vorbire de rău, iar apostolul Pavel îi spune așa, mă rog, Filipeni, capitolul 1, versul 19, mă rog ca dragostea voastră să crească mult mai mult în orice cunoștință, în orice pricepere, ca să știți să deosebiți lucrurile alese a Domnului, să nu vă contigniți și să rămâneți curat până la venirea Domnului. Eu foarte mult am potignit până când Domnul nu m-a făcut numă lumina. Și eu tare mile am de cei care încă potignez. Am mai găsit încă cuvintele Domnului Iisus la învierea lui Lazar, când Domnul Iisus caută să ne murească pe Marta, că Lazar vor învia. Și el spune acolo un cuvânt, zice, oare nu sunt 12 ceasuri într-o zi? Dacă cineva umblă ziua, nu se potignește. Numai cei care umblă noapte. Doamne, dar în mine noapte? În mine noapte? Surorile mele, am cerut lumină de la Domnul. Ce se fac să nu mă mai potignesc? Și Duhul Domnului de o lumină. Vine o soră la tine și începe să vorbească de alte familie cu care are probleme. Tu trebuie să asculți, lasă să se descarce inima și când o termina, se spui, sora, putem posti mâine pentru familia asta? Putem să ne rugăm ca Domnul să lumineze, să aibă milă, să lucreze în familia? Eram în Canada și într-o biserică am făcut o mărturisire și după mărturisire Duhul Domnului pune o întrebare. Nu știam ce va ieși de aici. Dacă aici intră o tineră îmbrăcat provocatoare la păcat, ce face poporul? Era o liniște, nimeni nu răspunde. Pic și spune un frate, ne tulburăm. No, uite ce zice Duhul Domnului. Dacă 500 de oameni a spune, Doamne, fie-ți milă de tinerea asta, luminează inima,
crește în tine. 500 de oameni ar fi rămas curat, neîntinat la cuger și 500 de oameni ar fi ajutat pe tinerea respectivă. Asta vrea Domnul. Să nu ne potignim. Cu ajutorul Domnului. Acum, sururile mele, eu când... Eu văd pe mine mai păcătoasă decât toți. Că mult am greșit. Până când Domnul m-a luminat. Și atâta doresc ca toate surorile să devine desăvârșit. Mi-a făcut Domnul cunoscut la o rugăciune că mireasa Domnului Iisus trebuie să aducă rod însutit. Am spus Domnului să-mi arate unde scrie că orice vorbește Duhul Domnului îi trebuie să fie paralel cu Evanghelia. Scrie la Luca 8, versul 8, unde spune Domnul Iisus: pământul cel bun a dus rod însutit. Versul 9, cine are urechi se aude. Domne, dar cum aducem rod însutit? Ei răspunde Domnul, tot prin Evanghelia. Luca 8, versul 15. Și cuvintele Domnului Iisus spune așa: pământul cel bun este acela când cineva aude cuvintele mele, ține într-o inimă bună, bună și curată și aduce rod în răbdare. Vedeți cât de important este de a lua răbdare? Foarte important. De aici am primit cuvânt la Apocalipsa, capitolul 3, versul 10. Fiindcă ai păsit cuvântul răbdării mele, și eu ce voi păsi? La ceasul încercărilor care are să vină peste lumea întreagă. Surorile mele, Apostolul Pavel, când vorbește la 1 Corinteni, capitolul 12, cele 9 daruri care există în Biserica lui Dumnezeu, ultimul cuvânt spune așa: am să vi la rec o cale nespus de bun. Începe să vorbească 1 Corinteni, capitolul 13. Surorile mele, atât am tipărit aici, pentru că m-am îngrozit de mine și am zis, câte suflet mai sunt ca mine, care nu înțeles până acum ce vrea să spune Dumnezeu aici. Și spune așa, pot să vorbesc în limbi îngerești, pot să prorocesc, să fiu chiar cura lui Dumnezeu. Pot să am credință să nu munți. Pot să cunoști toată Scriptura. Pot
tot se împart avere săracilor, de n-am dragoste, aramă, nu-mi folosește la noi. Și vedeți cât suntem rezumat la lucrurile astea. Foarte bine. După ce sunt botezat copiii noștri, dorim se capătă Duhul Sfânt. E foarte bine. Este bine, dar dragoste are roadele lui. Și surorile mele, când am început să măsoar viața mea, de la 1 Corinteni, capitolul 13, jos la 4 până la 8, am zis, vai de mine, mă bucur că mai dai șansă de pocăință. Dragoste este de-a lungul răbdătoare. Când faceți soțul ceva, îl iubesc, încredul, plin de bunătate. Nu pismuiește atâta pismuire în poporul Domnului. Și între tine, și între bătrâni, aia cânte mai frumos, aia recite mai frumos, aia predică mai frumos. Și ne bucurăm să știi că asta e un păcat extraordinar de mare, când Domnul ridică pe o tineră, ori pe un tiner, ori pe un frate, și eu pismuiesc și invidiez. E direct împotriva Domnului lucrez. Ne bucurăm, oricât de puțin, vedem silința. Dragul să se bucure. De-a lung răbdătoare, plin de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, numai Domnul, nu caute numai folosul lui, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, dar se bucură de adevăr, crede totul, rabde totul, sufere totul, acopere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Surorile mele, încercați-vă, eu cred, dar dacă totuși eu am considerat, ea mai fost odată aici în Cluj și am considerat pe surori foarte bine pregătite, foarte credincioase. Și mă gândeam, de ce să mă duc eu, că eu am văzut așa de bine dotat surorile, cunoscând cuvântul Domnului. Totuși, vă sfătuiesc, nu greșiți dacă cât mai des citiți calitățile lui Dumnezeiești. 1 Corinteni 13, de la 4 la 8. Și dacă suntem sinceri, fața de noi, vom vedea cât mi-o răbdat Domnul până aici. Eu asta am văzut. Domnul, de mă lua mai înainte, nu știu cum era, nu știu ce era. Și eu nu știam, nu eram conștient. Și câte suflet trăiește, surorile mele, atâta se vă feriți de a vorbi rău pe cineva, ca de foc.
Îți spun ceva. La 1 Corinteni, capitolul 5, la versul 10, spune apostolul Pavel: dacă un frate este cumva lacom de bani, întinător la idol, hărăpăreț, defăimător, eu vă spun sincer, defăimătorul vorbește de rău pe alții, de faimă pe alții. Și aici fac o paranteză. Domnul Iisus spune la Matei, capitolul 18, versul 10, feriți-vă să nu vă defăimați pe nici unul dintre cei micuți al ei, fiindcă îngerii lor purura vede fața Tatălui meu care este în ceruri. Când am citit cuvântul ăsta, am înțeles prin lumină care mi l-a dat Domnul că fiecare avem un înger în cer. Când plecăm de aici, sufletul nostru intră în corpul ăla ceresc. Merge îngerul și spune: Doamne, ai văzut pe soră că o defăimat pe cutare? Da. Și vine vreme, cu ce măsură am măsurat, ni se măsoare înapoi și încă mai pune pe deasupra. În defăimarea asta și în bârfă și în clevetire există două duhuri puternici. Unu, mândria. Eu de aceea judec pe sora că eu îs, vedeți, undeva acolo și sora jos. E o mândrie. Dacă nu mai judec, ui, Doamne, dar și eu am slăbiciune destule. A doua păcat, mai rău, ură, care nu sunt iertat. Cunosc persoane, cu durere spun, care a murit și nu a putut ierta. Pe multe suflete, nu au putut ierta. Știi ce se întâmplă cu sufletele astea? Poate o persoană care a căzut într-un păcat, a ieșit de acolo, se căiește toată viața, mult mai binecuvântat vor avea viața decât unul care o ținut foarte curat, dar nu putut ierta. Persoanele astea rămâne la ultima înviere, pierde bucurie, sub domnia Domnului Iisus 1000 de ani și numai după 1000 de ani, când din nou vor ridica Gog și Magog împotriva tabăra sfinților lui Dumnezeu, atunci va arde cerul nou, va fi pământ nou, în care va locui neprihănirea. Rămâne până acolo, pierde atâta bucurie. Deci, atunci când vorbim de rău, când vorbim de cineva, e putem vorbi cum? Mi
asta. Uite unde jos. Într-o biserică sunt familia înstărite, statornică, dar sunt familia care mai slăbuți. Ei trebuie ajutat, trebuie sprijinit. Păcatul ăsta a vorbit de rău un cancer pentru suflet. Asta nu bagă în seamă mult și acum vrăjmașul, ce să spun, intră în biserica și ce face? Ochii vede, aici vine și dacă imediat nu facem roba ascultătura lui Hristos, să văd eu pe mine, de alții să am milă. Să văd eu cum stau înaintea Domnului. La Romani, capitolul 2, acolo există un cuvânt atât de minunat, ticlu, nepocăința iudeilor, dar eu am spus după ce am văzut ce suntem noi, nepocăința pocăinților. Zice acolo, așa dar omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, tu singur nu te poți dezvinovați. Faci același lucru. Adică eu fac un rău, sora mă vede, mă judecă. Nu am eu mai mare păcat decât ea. Am un doi păcături. Nu se poate să nu vine prilejul de păcătuire. De ce? Satana pe pământ a fost vândut pământul ăsta lui când a păcătuit primul pereche de om. Și acum așteptăm pe Hristos să coboare cu toți sfinții pe muntele măslinilor, să răscumpere pământul din nou, din mâna celui rău. Și acolo toți vom fi sfinți. Dar, înainte răpirea, apare anticrist, se numără 7 ani, urgiile care vin, deci, sunt multe lucruri, dar cel mai important, să ne ferim a vorbi de rău. Știi de ce, ce se bucură vreoșmașul? Atâta, el n-are mai să fim botezat. Să avem darul Duhului Sfânt. El orice face, numai să urim, numai să bărfim și numai să nu îngăduim unii pe alții și să nu ne iertăm. El, foarte bucuros, mergeți la biserică, faceți tot ce. Numai lucrurile astea mele, se țineți cu om. Surorile mele, atât de mult vorbesc și orice unde mă duc. Foarte mare milă am, pentru că știu cât de greu a fost lupta, dar nu cu alții, cu mine. După ce am primit lumina, am primit o lovitură într-o parte. Și în nevegherea mea, o clipă, numai o clipă, a venit gândul. Și eu pot să dau înapoi. În celelalte clipă mi-a vorbit Duhul Domnului.
Tu ești chemat să iubești. Știți când pe Domnul Iisus la Marcu 12:28 a întrebat un învățător al legii, care este cel mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, tot cugetul, tot sufletul, toată puterea ta și aproapele tău ca pe tine însuși. Omul ăsta care nu era din poporul Domnului, nu era ucenicii Domnului, totuși o judecat așa, ce adevărat, a iubi pe propriile meu este mai mult decât toate jertfele și toate arderile de tot, care au fost adus cu miliarde în vechime. Știi ce spune Domnul? Tu nu ești departe de împărăția, pentru că ai aprobat, dar n-ai ajuns să trăiești. Deci, aproapele nostru, soțul nostru, copiii noștri, rudeniile noastre, frații noștri, așa trebuie să iubim. La Roman, capitolul 13, cu versul 8, acolo arată Apostolul Pavel, zice, să nu vă datorați la nimeni cu nimic, decât să vă iubiți. Cine iubește pe aproapele lui, o împlini toată legea, toată legea, toată Biblia. Când cineva vorbește despre poruncele Domnului, cel mai mare poruncă, să iubim unii pe alții. Asta a spus Hristos. Și aici foarte greu putem aduce. O să vedeți, aveți de luptat cu voi. Pentru că voi când veți vedea, aveți dreptate, sunteți loviți, voi sunteți buni, căutați pace și vrăjmașul face invers. Foarte greu, dar să nu vă lăsați. Hristos, care a coborit din cer, umbli pentru noi, ca noi să fim împăcat cu Tata. Și noi, dacă nu iertăm din toată inima, cum o iertat Hristos pe noi în Tată, nu suntem iertați. Când eu am citit cuvântul unde spune Domnul Iisus, dacă nu vă veți ierta unii altora greșeală, nici Tatăl vostru din inimă, nici Tatăl vostru din cer. Am spus, Doamne, eu vreau să știu ce înseamnă când eu am iertat pe cineva din inimă. Nu mai pomenim lucrurile expirate, aia nu mai pomenim. Nu mai aducem aminte că persoane ne-au făcut rău. Nu. Asta e iertare din inimă. Foarte bine, acum apar foarte mult boli.
poporul Domnului. Dar să știți, dragii mei, asta dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește la Ioan, capitolul 6, versul 31, și am înțeles sub ce formă a vorbit aici Hristos. Zice, eu am venit să fac nu voia mea, voia Tatălui meu. Și voia Tatălui meu să nu pierd pe nici unul din aceia care mi-a dăruit Domnul și să înviez în ziua de apoi. Acum, zilele din urmă pe care trăim, împrejurările vieții sunt în așa fel că omul are mai multe posibilități ca oricând să lucreze mult, să neglijeze rugăciunea, să neglijeze biserica. Și când Domnul vede că o familie prea ocupată cu lucrurile firești, punești tot. Într-o zi primesc un telefon de undeva că un frate are firma și a intrat în comă și a fost în călătorie, totuși Domnul a păzit că nu a fost un accident, a venit rău și a fost dus în spital. Cineva a cunoscut din zona aia pe mine și eu spun, dai telefon la sora asta. Și când spune prin ce o trecut ei, i-am spus, eu nu sunt curios ce viață ați dus până aici, dar totuși, pentru că simt cu voi, dacă spui așa, la sfârșit am spus, e o binecuvântare din partea Domnului. Dacă voi ați fi mers așa, era mare pericol. Dar pentru că vă iubește Domnul, fratele câteva săptămâni a stat în coma, sora a reușit mai mult să mă sună, ne-am făcut rugăciune împreună și Dumnezeu s-a îndurat de familia asta. Am explicat la sora, la Osea capitolul 4:6. Unde spune cuvântul Domnului pentru bărbați, fiindcă ai lepădat cunoștința, începe poporul meu pete de lipsă de cunoștință, și fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda. Și nu vei mai fi preot. Și fiindcă ai uitat legile Domnului tău, și eu voi uita pe copiii tăi. Multe familii, pentru că tata nu mai cercetează Evanghelia, nu are timp să se ocupă de Evanghelia, nu are timp să se roage, multe ori copiii noștri sunt uitați. Iar la mamele există un cuvânt, Isaia 59, versul 21,
spune cuvântul Domnului. Iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu care odihnește peste tine, cuvântul meu care i-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta nici de gura ta, nici de gura copiilor tăi, de acum și până în viac, zice Domnul. Foarte important. Poate vor fi mame când vine fiica și spune: uite ce se întâmpla, uite ce o vorbi, uite ce am constatat. Atunci mama cu cuvântul lui Dumnezeu, mama, nicio problemă, noi să ne rugăm, tu să te porți frumos, să nu răsplătești răul cu răul. Deci e foarte important ca mamele să fie foarte veghetoare. Multe mama plânge că tata prea se ocupă de copii. Și apoi și de aici avem de învățat. Apostolul Pavel, la 2 Timotei, capitolul 1, versul 4-5, spune așa: lui Timotei, mă duc aminte de credință care s-a lășluit în tii bunica ta, Lois, în mama ta, Eunicie, și sunt credințat că și în tine. Și dacă ați citit în Vechiul Testament, unde a apărut un împărat bun în fruntea poporului Domnului, era scris cine a fost mama. Dacă a fost un împărat care a dus pe poporul la rătăcire, a fost arătat cui a fost, cine a fost mama. Noi mulțumim Domnului că Domnul a lăsat Evanghelia pe pământ. Știu că surorile se silesc foarte mult ca să citească și să fie activ în familia, pentru că foarte multe cazuri am întâlnit unde fratele prea mult lucrea, foarte mult. Și fratele era folosit în lucrarea Domnului. Și soția nu vedea să se roage. Și a pus întrebare: ce părere aveți? Nu se roagă, n-are timp, merge la ora 5. Vine târziu. Tu cât te rogi pentru el? Zice, cred că un ceas, până la două ceasuri, în fiecare zi mă rog pentru soțul. Pentru faptul că voi nu mai sunteți doi și unul în Hristos, eu am avut un soț când spuneam, hai să ne rugăm împreună. Zice, nu, eu cu tine nu mă rog. Atunci nu am supărat. M-am dus singur și am zis, eu și soțul stau înaintea ta. Tu vezi că el încă n-are dragoste. Dar pentru că eu sunt una cu el, mă rog pentru el și tu să scrii lui rugăciune. Și o femeie, scumpii mei, poate
poate să facă mult bine dacă îl iubește pe Dumnezeu și are frică de Domnul. Dar când frică de Domnul nu mai este, nu de mult am întâlnit un caz atâta de grav, atâta am odorut inima, pentru că sora respectivă a avut mult conflict și n-a biruit și în timpul ăsta a apărut a treia persoane. Nu s-a mai putut repara lucrurile. Dar am întâlnit sub alte forme. Când fratele a privit peste gard și soția a fost foarte atent, a iubit mai mult, a fost dăruit mai mult, a fost foarte atent fața de el și a putut recâștiga. Deci, o femeie poate să facă enorm de mult bine care iubește pe Dumnezeu și are frică de Domnul. Dacă dragostea asta și frica asta nu mai există, acolo mare durere. Era un caz. Am avut în Arad, într-o biserică, dar nu mai știu care biserică. Exact așa, cu surori. Era acolo o soră care vedeam că plângea. Da. După terminare, vine soră la mine și spune că o băgat divorțul și ultimul ședințe vor fi și vor fi pronunțat divorțul. Întreb dacă soțul a fost de acord. Nici soțul, nici familia, nici nimeni. Cu sora asta 5 ore am discutat. Avea 2 copii. Am explicat. Un om divorțat, o femeie divorțat, a pierdut valoare. Tu ești chemat să câștigi pe soțul. Nu mai iubesc. Toarce-te la dragostea din tine. Cum ai iubit de prima dată? A 5-a oară, când am vorbit, am simțit cum Duhul acela de împotrivire de ea a plecat. S-a dus și a retras divorțul. Atâta bucurie a fost în familia. Într-o zi o dat telefon ce sora Iuliana plimbând pe stradă cu soțul, cu copilul. Și mă duc aminte ce mare bine mi-a făcut Dumnezeu. De telefon o soră foarte inteligentă dintr-o localitate și tare am rămas foarte surprins de cuvintele ei. Zice, m-o jignit șefa mea. Nu știu la cine să dau un telefon. Eu mă gândesc, în nervii mei voi face ceva pe care la urmă voi regreta. Deci, știți foarte bine ce am vrut să spun prin asta. Dacă cerem ajutor când avem problema, nu ne băsăm numai pe înțelepciunea noastră. Cerem ajutor, cerem cine să se roage pentru noi, cine să cunoască, bineînțeles, care așa
să avem, când putem împărți problemele noastre cu cei care poate simți cu noi. Eu am discutat cu sora Iuliana și am înțeles că vor fi pus niște întrebări. Fraților, cei doi oameni au fost amăgiți cu mare. Să nu spuneți că e o glumă, fiindcă e mare adevăr. Diavolul și astăzi umblă tot cu mere în traista lui ca să cucerească lumea pentru locuirea lui. Parcă văd cum se prezintă și înșiră rând pe rând. Mai veniți de luați aznerii, strigă diavolul plămând. Lumea, fără să-l dea seama, umblă din saga lui și mănâncă pe număr de lumea păcatului. Restă știți ce fel de mere are diavolul stărit? Vă voi spune cu durere, iar pe bursa amăgit. Un prin lucru e minciună. Ioan 8:44. Și acela care minte îndată din sărinte. Un alt lucru este ceata, Timotei 2:24. Rodul Domnului e fratul, nu trebuie să se ceară. Umblă diavolul cu sacul și se aruncă pe drumăț. E mândrie, este ură, clevetire și gârdeie. Zice diavolul fără frică. Un pahar cu vin nu strică și lipsa de la adunare, asta nu o fac armare. Chiar dacă mai întârzi, nu nimic, prezent să fii. Dacă ajungi la predicat, pe toate de rezolvat. Și mai mulți creștini nu știu că merg în satare și le cumpără cu rețeală cu orice zi și necesar. De-ai luat și tu, măi frate, mână de acest ciudat. Poate te-ai gândit atunci că nu e așa mare păcat. Dar alungă iute, frate, celui care ți l-a dat și răspunde-i tot atunci ca să te mărg neîncetat. Cu durere, cu durere spun oricui că mai are și altemeri diavolul în străința lui. Ce e mai dureros este mere chiar pentru credincios. E la unii șoptește, nu citi mereu Scriptura, nu e nevoie să postești și în rugă să mai stai. Dar să știi, soră și frate, tu care îți permiți de toate, de la diavolul cel rău îți va spune Dumnezeu. De la mine certificați că ați crezut că mă înșelați, dar v-ați înșelat pe voi și ați crezut că sunteți oi. Dar voi care n-ați primit de la diavolul nimic și nu v-ați găsit plăceri în diavolul vomit, ce ați trăit în rugăciune, în post și în fapte bune și ați păzit cuvântul Sfânt preamărit pe cele mari. Veniți toți cu voie bună și veți primi o cunună, cununa de biruință care ați păzit cu credință. Amin. Dumnezeu a trecut prin foarte multe încercări cu soțul, încă înainte să fii fost tors la Domnul. Și țin minte, eram 29 de ani, soțul era plecat de acasă, deci trebuie să amintesc că mulți ani nu lucra nimic, băutură, țigare, dar pentru că eu am iubit foarte mult, am răbdat. Nu știu cum am răbdat, fiind nepocăit. Dar era plecat o săptămână și dădeam seama în care localitate poate fi. M-am dus la restaurant și am întrebat acolo pe un chelner. Nu am văzut pe soțul meu aici? Ba da, am văzut. Și privește așa lung la mine și am dat seama că este ceva ascuns ce nu poate să-mi spune.
la sfârșit am spus, stă-mă frumos, spune-mi orice știi, îi promit că nu va fi niciun scandal. Și atunci îți spune unde pot să găsesc. M-am dus la femeie respectivă unde a fost și ușa era deschisă. Am intrat. Când am intrat și am văzut soțul pe mine, să vedem ce primire mi-a făcut. Zice, ieși afară, niciodată nu te-am iubit. Nu-i nicio problemă, eu te iubesc, să vii acasă, copiii te așteaptă. Cumva, o ieșit afară, eu am întors înapoi, am privit la doamnă și am zis, doamnă, vă rog frumos să mă iertați de deranj. Am luat pe soțul la brață și am ieșit prin poartă, am ajuns acasă, am făcut de rușine de ce m-am dus după el. Eu n-am zis nimica. Sara, când ne-am culcat, nu vrea să culcă cu mine într-un pat. Vrea să meargă înapoi la femeie. Da, dragă, uite, dar să nu mai aștept să vin după tine, vină acasă. Când totuși, pentru că am dat seama, am avut 3 copii, copiii nu vor avea tata, eu fiind tânăr, am nevoie de soț și mă gândeam, las pe ăsta și iau unul mai rău, că știu că nici un om nu deja va o spus Duhul Domnului la Apostolul Pavel se scrie, bărbaților, iubiți-vă nevestele, pentru că o fată tineră, când se căsătorește, acum vorbesc cei credincioși, așteaptă să fie iubită, să fie admirată, să fie prețuită și chiar cuvântul Domnului la 1 Petru, capitolul 3, versul 7. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, purtați-vă cu ei ca cu niște vase slabe, ca rugăciunele voastre să nu fie împedicat. Eu cred că dacă bărbații noștri numai o dată săptămâna ar citi cuvântul ăsta, ar face o trezire duhovnicească în viața lor. Dar mă întorc înapoi. Cum am câștigat pe soț? N-am întrebat unde merge, n-am întrebat când vine, când a venit, am prins în brață, bine îmi pare că ai venit, indiferent de unde au venit. Și surorile, acum cred că aici toți căsătoriți, când au avut nevoie de mine, eram dăruit. Nu ținem cont că ce face el.
Mă gândesc ca să face cel rău, să ne desparte, pentru că după ce m-am pocăit, la fel, exact la fel a fost. Și mai rău, că diavolul, când o văd că eu mă pocăiesc, și o știu că și familia mea vor pocăi, apoi atunci se vede ce-au făcut. Ai, dar o femeie poate să câștige pe bărbat. Și bărbatul are nevoie de soția și femeia aduce aminte că nu mă deranjează, să știți că nu pot spune. Aduce aminte că mai privește și peste gard, apoi atunci soția mai rece, mai nedărbit, mai nu din dragoste, mai și dar pe un bărbat poți să câștigi numai prin dragoste, prin dormire. Soțul meu nu te onorează. De carne și de produsele lactate și 7 ore fugeam la birou și mă rugam să trimite Domnul înapoi și să schimbă starea lui. Când am ajuns acasă, apoi ora în șir mă rugam. Eu iubeam pe soțul. Și nu numai că este la urmă, mai mult decât atât. Iubea Dumnezeu. Știți că la proverbe, nu știu precis, 19 oareșcare verset, acolo scrie: avere un om moștenește de la părinți, dar o femeie înțeleaptă este un dar de la Domnul. Odată a venit o soră foarte cu noi facultăți, și îmi povestea că soțul ce face. Și atunci am primit cuvântul ăsta. Ești frumoasă, ești înțeleaptă, ești gospodină, ai arte, dacă ești frumos. Domnul a venit pe tine la omul ăsta pentru că a iubit-o pe el. Iubește și tu pe el. Deci, datoria mamelor, datorie soțiilor, soțiilor, este dragoste. Și prin o femeie credincioasă, spune la 1 Corinteni, capitolul 7, se sfințește bărbatul. Dacă când e nervos, și soția uită în ochi cu dragoste. Tace. Tăcere poate fi în două feluri. Cu ciuda și cu dragoste. Dacă cineva, când soțul nervos, nemulțumit, poate privi în ochi cu o tace și cu o dragoste, asta se simte, să știți, îi transmite. Și tulburat dacă tac. Și asta trebuie. Surorile mele,
După ce am cunoscut pe Domnul, n-am înțeles mult, dar am înțeles un lucru, că două locuri există după moarte, iadul și raiul. Și dacă Hristos a părăsit cerul și a venit pentru păcatele mele, ca eu să trăiesc în vecii vecii lor, în raiul lui Dumnezeu, nu este mai mare dragoste când cineva dă viața pentru soțul lui. Cum? El n-are dreptate, dar eu las dreptatea mea. El se ceartă, eu îl iubesc. El vorbește urât și eu vorbesc frumos. Mor fața de eu-ul meu ca Hristos să trăiască în mine și să fie rugăciunile mele ascultate. Ioan, capitolul 15, versul 7, îți spune cuvântul Domnului, chiar Domnul Iisus. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne cuvintele mele în voi, orice veți cere în numele meu, va fi dat. Deci noi trebuie să rămânem în Domnul și cuvintele Lui în noi a asigurat mântuire la toată familia noastră. Toată familia. Să știți, la 1 Petru, capitolul 2, arată cuvântul Domnului femeile cum să fie exterior. Și sigur că surorile se luptă, care mai care, ca să fie plăcut și exteriorul. Dar acolo spune încă ceva. Să aibă un duh blând și smerit, care este de mare preț înaintea Domnului. Încă n-am întâlnit bărbat care să nu se bucură de soția care blând, care răbdător, care plin de bunătate. N-am întâlnit. Să știți, chiar dacă ei nu arată, dar totuși este moment când admiră răbdarea noastră care avem fața de ei, pe motivul să câștigăm pentru Iisus. Cel mai mare bucurie, soțul meu a trecut la Domnul la vârstă de 74 de ani, un om desăvârșit. Un om sfânt, dar vă spun, atâta bucurie am avut când a trecut la Domnul în felul ăsta, nu vă pot exprima. Am câștigat pentru Domnul un om care prin lupta mea și prin jertfa Domnului Iisus a ajuns desăvârșit. Până ultima clipă când a închis ochii, era conștient, era atâta lumină pe fața lui și eu atâta bucurie. Eu n-am putut să plâng, pentru că am înțeles că despărțirea asta pentru scurte vreme și am înțeles că un om, așa cum a fost el, a ajuns prin jertfa Domnului Iisus și prin lupta mea.
noi avem tendință. Se evanghelizăm pe vecini, pe cunoștință și așa. Dar o să observați, parcă așa greu facem în familia. Poate în familia trebuie să facem prin tăcerea, prin răbdare, prin îngăduință, prin iertare din inimă. Dar cel mai bine răsplătit, acolo unde apostolul Domnului Iisus vorbește despre împărțirea talenților, unul a primit 5, altul 2, altul 1. Foarte multe persoane confundă lucrurile astea cu darurile. Că dacă prorocește, dacă cunoaște, dacă nu. Câte suflet câștigăm prin răbdarea noastră pentru Hristos? Câte suflet? Asta este. Unul care a primit, unul s-a bucurat că el are mântuire, nu a mai avut grijă de nimeni. Deci, foarte important ca cu darul pe care noi am primit, darul nespus de mult, Hristos, să putem evangheliza și pe alții, dar poate cu răbdare, cu tăcere, în felul ăsta. Pentru că Evanghelia cunoaște foarte mult, dar am înțeles odată pe un bărbat, zice, eu am o femeie curată, gospodină, în toate punctele de vedere, nota 10. Dar, în camere de dormit, inexistent. Și atunci, eu am spus că era frate. Probabil, vrăjmașul știe că asta, nemulțumirea ta față de sora, și ce face acum vrăjmașul? Când tu provoci, ai nevoie de ea, vine vrăjmașul și pune o oboseală peste sora așa de mare că nu-i mai bun la nimic. Și nu știți că de la vrăjmaș. El știe că de aici pornește neînțelegere, pentru că zice, pot să știi că eu nu mă duc să fac de cap. Dar cheltuiesc banii, arunc, sunt nemulțumit, tulburat, nu mai face nimic. Fiți atenți. Să fiți foarte atenți. Când vine o oboseală, vine de la cel rău, ca voi să aveți prilej de ceartă. De aceea rugăciune. Fără vedere nu prea are șansă de biruință. Dacă rugăciune cu vedere, e vedeți ce petrece aici. Țin sub control gândurile mele, pornirile mele, ops, nu-i bine. Dar dacă nu vechez,
Am ajuns într-o familie unde sora avea 4 copii. A murit soțul, fetele, 2 băieți și 2 fete, învăța foarte bine, inginer, medic, mă rog. Și sora asta a ajuns să piardă vedere din pricina diabetului la o vârstă destul de tineră, nu știu dacă au fost 5-500 ani. Și eram dus ca să discutăm. Și știi ce problemă a avut sora? Și nu am putut convinge. Pentru că el umbla la cercurile de rugăciune și a primit o învățătură greșită. Ori nu înțelesea. Băieții au luat fete necredincioase. Fetele au căsătorit cu băieți necredincioși. După ce s-au căsătorit, și nurorile, și cinerele dorea să vie în biserică, dorea să urmeze pe Domnul. Și mama n-o primit în casă. Nu, ați păcătuit, sunteți lepădat. Oricât am încercat, soră, că Domnul Iisus pentru asta a murit. Eu nu zic că copiii tăi au făcut bine. Nu au făcut bine. Dar au fost tineri. Domnul primește înapoi. Nici de cum m-ar duc aminte fără rezultat a mele. Deci rugăciune este bine dacă vedem asupra vieții noastre, asupra cuvântul Domnului. Credem din toată inima că Domnul iartă până când trăim. El nu obosește iertare. Eu primesc foarte multe mărturii așa prin telefon. Nu cunosc persoanele. Și foarte mult sunt disperat. Care mă iartă Domnul. Dar El nu obosește iertare. Pentru când a întrebat câte ori pot ierta? 7 ori, Petre, 70 de ori câte 6. Nu dorim să mulțească păcatul, dar nici nu dorim să cadem deslădești pe un răscumpărat a Domnului. Nu se poate. El iartă și spune să nu mai faci. Te lupt să nu mai faci. Și când nu vedeți, iară faci. Și iară vii la sânge. Trebuie să credem pe El. El ne iubește extraordinar de mult. Sunt unii persoane care poate nu accepte când spun, dar eu vreau să trăiesc așa. Eu când spune sora, rugați-vă pentru mine să mă ierte Domnul. Eu mă rog, dar știi cum? Glorific pe El care ți-o iertat. El are putere de iertare. Pe unii suie sus, spune, ca tine nu-i nimic. Pe alții jos, tu nu mai ești iertat. Nu credem pe mincinos deloc. Știm că suntem toți slab, nevrednic, fără merit. Dar credem că jertfa Lui desăvârșit pentru noi, pentru copiii noștri. Acum Domnul a dus aminte, poate sunt aici mame cărui copii nu-i credincios. Și sunt foarte multe mame care, cuprins de îngrijorare, ce-o fi cu copii?
La Psalmul 25, versul 12, spune cuvântul Domnului: cei ce se tem de Domnul, acelui arate Domnul calea pe care trebuie să urmeze. El va locui în fericire și sămânța lui va moșteni țara. Foarte mult mă rog pentru că surorile mele, pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat, ar fi dat copii puțin, nu puteam să țin cu mamele, cu mulți copii. Și apoi Dumnezeu a avut grijă și multe nopți stăruiam în rugăciune pentru nepoți, pentru copii, pentru familie, pentru alții. Și odată prin rugăciune am primit un cuvânt și așa am început să mă rog: Doamne, dacă gabaoniții au câștigat viața prin minciună, eu vin înaintea ta din toate inima și te rog frumos, toate casa mea să mântuiești. Și numai să vedeți ce revelație am avut atunci cu Domnul. Ceva extraordinar. Domnul mă ducea pe mine la situația gabaoniților. Eu cred că voi cunoașteți textul ăsta, ați citit și voi. Și când a văzut poporul ăsta, căpetenia acest popor, ce-a făcut Dumnezeu la Marea Roșie, cum a salvat pe Israel, a apucat o groază. Ei s-au întâlnit, ce se face? Se încheie în legământ cu ei. Băgăm în straiță, pite mucegăite, călțăminte rupte, haine rupte, le spunem că suntem din depărtări. Surorile mele, Dumnezeu a deschis tavanul. Am văzut Duhul Domnului cum zâmba peste ei, peste oamenii ăștia când discuta. Și m-a spus Domnul: e scris viața. Am primit prin Duh. Ce s-a întâmplat? Ăștia s-au dus la Iosua, cupite, mucegăit, așa. Și Domnul care veghează o predicat pe Iosua să întrebe pe Domnul, că viața era deja aprobat. O spus: vom fi robite, vom tăia lemne, vom duce apă. O spus Domnul: exact așa îmi trebuie. Poporul meu să fie cap și voi să fiți coadă. Dumnezeu mă conduce în rugăciune în viața gabaoniților. Când aude ceilalți popor, toți se ridică împotriva lui Israel și Dumnezeu spune la Iosua: du-te și vei birui. Și atunci s-a oprit soarele la Gabaon. La minunea asta, totuși pe parcurs, în noaptea aia, Domnul pe mine mă conducea până la capătul gabaoniților. O câștigat lupta, dar când a apărut împăratul lui Saul, el din râvnă mare pentru Domnul a început să nimicească pe gabaoniți. Când Dumnezeu a văzut treaba asta, a îngăduit în timpul lui David 3 ani foamete peste Israel. David merge înaintea Domnului, spune: Doamne,
De ce foamete asta? Ce din pricina gabăuniților? Ce se face? Să se spânzură 7 bărbați din sămânția lui Saul și mânia mea se vor potoli. Și ziua de azi, gabaoniții există în mijlocul poporului Israel. Și dacă pe ei o asculta Domnul, apoi de aici m-am dus la Rahab. Când mă rugam, dacă pe Rahab, casa ei a fost salvat, salvează și pe casa noastră. Și Dumnezeu o salvat pe ea, fiind o femeie, așa cum era, dar știi, aici a lucrat Domnul. Știa Domnul că pe la Rahab trece din Ierihon oameni politicieni care vor discuta problema acolo. Măi, asta e un popor cu care este Dumnezeu. Dumnezeu la femeia asta trimite pe cei doi iscoală și cunoașteți foarte bine cuvântul. Ce se întâmplă? Femeia asta spune, toate cetatea a îngrozit. Pomiteți-mi, când veți trece aici, pe mine și casa mea veți ocroti. Glorie Domnului! Și atunci ei au spus, semnul care trebuie să fie pe casă, un fir cărmiziu, ce reprezintă sângele lui Iisus și melul care a fost junghiat în Egipt și a fost ușoarele casă, pragul. O spus, dacă va fi acolo, vei fi salvat. Păi dacă Domnul a salvat pe oamenii ăștia, pentru că El este Dumnezeu, El ce spune și face, copiii noștri, eu nici nu pot să cred. Oricât de parte au căzut, orice se întâmplă, copiii noștri care a fost dus la binecuvântare și care nu a fost. Dacă noi stăruim pentru ei și căutăm să ne sfințim viața, Dumnezeu aude. Dar Isaia 5:9, versul 1 spune așa, nu-i mâna Domnului prea scurt, nici urechea să nu aude și păcatele voastre. Surorile mele, câte ori vorbim de rău, ori trece aici o judecată asupra cuiva, poate pune pedică ca rugăciunele noastre să nu fie ascultate. Noi trebuie să fim sfinți. El este Sfânt. Un vas de lucru a avut o lucrare pentru mine. E vedeam în două părți neunitate. Și a spus Domnul, dacă rămâi în sfințenia mea, neprihănirea mea, ai să vezi ambele părți o unitate pe care o dorești. Și am judecat, Doamne, totuși ce? Eu văd rău acolo și o rem și vorbesc cu dragoste și o acoper și nu ating bubă pentru că
cred că ar fi tulburare decât rugăciuni, rugăciuni, post și rugăciuni, până când deschide Domnul o ușă. Și eu nu zic nimic, dar vine persoane și mă întreabă. Acum am intrare, că m-a întrebat. Deci atât de atent trebuie să fim, că multe ori nu știm când și cum abordăm cât un lucru în familia. Și atunci, din cauza mea, pentru că n-am vedeat, a fost o tulburare. Am provocat tulburare. Eu asta am văzut la mine, mai. Foarte atent și foarte mult, nu judec pe nimeni, dar pe mine, da. Mă port aspru cu trupul meu, ca nu după ce spun altora, eu singur să fiu lepădat. Pentru că foarte important, mamele care aveți gineri, nurori, aici trebuie foarte mare grijă. Noi avem și gineri, și nurori. Și să vedeți ce se întâmplă. Acum, voi vedeți pe mine, eu de 50 de ani pocăit, pocăință, am fost la lume așa. Dar eu nu văd, eu nu. Și pe tineri, eu nu văd cum o să îmbrăcat, eu nu văd ce fac. Nu mă rog pentru ei. Doamne, crește în tine, luminează mintea. Ai milă de sufletele lor. Asta fac. Un giner vorbește de rău pe celălalt. Îi spune, mama, uite așa, uite așa, uite așa. Și eu în mine mă rog. Și când o terminat, Duhul Domnului m-a luminat mintea. Ce se răspund? Și când el a terminat, am spus, auzi, dragă, eu iubesc pe amândoi, și pe tine, și pe el. Mama vă iubește nespus de mult. Sunteți tineri, viața înainte, eu am un cuvânt la Filipeni 1:6, cine a început în voi această lucrare bună, se vor isprăvi până la venirea Domnului. Iubesc pe toți. Am 10 strănepuți în jurul meu, toți sunt 14 ani. Apoi când s-a adună, vă dați seama ce biologie. Eu tot binecuvântez pe tăți, binecuvânte-vă Domnul, luminează-vă Domnul, să aibă milă Domnul de voi. Asta cuvintele mele. Sunt mami care de nervi spune niște cuvinte, o, Doamne, înveți pe mamele să aibă necurmat cuvinte de binecuvântare pentru copilul. Asta vrea Domnul. Apoi nuror, dragii mei, anul trecut a venit acasă în concediu și acum vedeți tineretul. Eu vedea un nur aici spart, știi? Nu trebuie, mami, dar nu vrei ca mama să dea bani să cumpăr tu. Spune Debora, mama, dar asta e moda. O, iartă-mă, te rog. M-am pupat, nu cumva să te supăr. Apoi tu vezi că mama bătrânge.
nu știe mersul vieții ăsta. N-am știut că tu de drag, de plăcere ai făcut asta. No, iartă-mă că nu. No, mama, eu știu că ție nu place, apoi nici Domnului să știu dragul. Dar eu vă iubesc. Deci atâta de mare grijă trebuie să avem, să nu facem rană. Eu atâta de mult o iubesc pe ei. Este tine, în vremea asta de zilele din urmă, atâta de înaintat știința, săracii copii, numai rugăciunele mamelor, mai ține în picioare. Mers săraci la adunare, dar asta este. Dumnezeu așteaptă noi să jertfim viața pentru ei. Rugăciune, post, cuvinte dulci, cuvinte ziditoare, zititoare și curajătoare. Nu vezi mama cum azi? Așa ești, dar eu am credință că tu ai să crești. Tu n-ai să rămâi în starea asta, pentru că Dumnezeu te iubește. În felul ăsta. Surorile mele, doresc la fiecare să vă binecuvinteze Domnul. Amin. Cu soții voștri, cu copiii voștri, cu nepoții voștri, să aveți o credințărie. Amin, amin. Că Domnul ascultă rugăciunea. Amin. Mulțumim Domnului. Amin. Că ne-o răscumpărat și Domnul prin noi va desăvârși familiile noastre. Amin. Acum, mai am întâlnit cazuri când o soră era foarte credincioasă, se ruga foarte mult pentru soțul și au avut și lucrări, dar cum să vă spun, eu iubesc prorocile, dar cercetez, nu cred orice. Și într-o dimineață a ieșit soțul, o căzut jos și a murit nemântuit. Femeia asta disperată. Cum a murit nemântuit? O trebuit să merg, să mângâi, să zide sufletești că, da. Și am găsit un cuvânt. Abigail, cât era de credincioasă și totuși a avut un bărbat cărui nume era Nabal. Deci sunt și cazul din asta. Să știți că nu am apucat să mă rog pentru soțul. Nu era pe vremea aia proroci, nu cunoșteam. Dar am întrebat pe Domnul, am postit 3 zile și am vorbit cu Domnul. Dacă soțul meu are parte de mântuire, arată-l prin vis. Și mi-a arătat Domnul prin vis. Când grădina la mama era un pom dezrădăcinat. Eu repede când am văzut că este dezrădăcinat, am căutat un pământ umed, am împlântat și am uitat la el și am văzut că pomul a început să se mugure. Am trezit, am mulțumit Domnului și am spus, mai arată-mi un vis. Și a arătat a doua vis. Și atunci am trezit și am înțeles, era asemănătoare, a doua visuri și atunci am luptat. Dar să vedeți, nici satana nu a dormit. Noi stăm în linia întâia.
aici stau eu, aici satana. Când vede că eu stau aici și mă lupt, dă o lovitură. Dar dacă eu stau tare în Domnul, eu rămân în linia întâia, mai de o lovitură. Vede că nici de acolo nu mă mișc, mai de o lovitură. Și când vede că eu rămân în linia întâia, el trebuie să deie jos. Nu vă mirați dacă postiți și vă rugați și vin lovituri din partea lui. Să nu vă speriați. Noi rămânem acolo unde ne-a așezat Hristos. Amin. Amin. Nu dăm jos. El se bucură când vede că uite ce necaz am, ce... Care necaz care nu știe Domnul? O, Tată Ceresc, așa de bine știe El. Trebuie să ne rugăm mult, să ne mărească credința, să ne mărească dragoste, ca să iubim pe El mai mult. De telefonul sora profesoară de undeva, că s-o pocălit ea și bărbatul acum, dar copiii are împotriva, nu mai știe. Zic, fii atent, tu trebuie să înveți ceva, trebuie să iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe soț, decât pe copii. În ce sens? Când ei te provocă la diferite ceartă, la diferite probleme, tu să rămâi credincios Domnului, să te păzești curat. Dacă Avram a câștigat credere, a iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe Isaac, o crezut că Dumnezeu are putere și din cenușă să dea înapoi pe copilul. Deci, când m-a părăsit soțul, m-a părăsit multe ori, dar în timp mai un an și ceva a fost plecat, înainte să mă părăsească, a fost o clipă când a venit diavolul. Și au zis, mai bine să renunți la pocăință. Am stat o clipă și mi-a vorbit Domnul direct, de rămâi lângă mine, vei avea soț, vei avea copii, te voi binecuvânta. Amin. Și atâta putere am primit, că puterea întunericului a plecat. Deci, surorile, să nu vă dați înapoi. Noi suntem pe un drum binecuvântat de Domnul Iisus. Amen. Foarte mare bucurie vom avea. Foarte mare. Nu vă pot spune bucurile. Pentru că am cercetat sub domnia Domnului Iisus ce va fi și acum cercetez eternitate. Dragii mei, oricât de mult lovitură va da vrăjmașul, noi cu Iisus rămânem în picioare, pentru că El știe fericire, care vom avea nu 80 de ani, nici 90, în vecii vecilor. Aici a luptă, aici. De aceea suntem chemați să ne iubim pe fiecare. Eram plecat în Statele Unite și am ajuns într-o biserică.
No, acolo în biserică am avut părtășie așa cum cu voi și-a venit o soră foarte distrus. Și m-a chemat să găzduiesc la ea. De cum n-ar fi chemat toate surorile, nu? Dar când am văzut că sora asta nu sunt sprijinit așa cum ar trebui în cazul ei, o săptămână am găzduit la ea. Atâta bucurie am avut în inimă, pentru că a fost o persoană atât de deznădejduit și atât de disprețuit, spun ce a avut. Bărbatul pleca mai repede ca ea. Ea a plecat peste 6 ani, soțul ei în timpul ăsta s-a curcat cu cineva. Ea se recuță, când a venit, că n-a avut pe cine să întrebe. Ce se fac? Dacă eu eram aproape de ea, ar fi zis, taci. Vorbește frumos, fii atât de drăguț cu el, nu căuta unde merge, nu, iscodi, nu, atât de bun să fii, cum niciodată n-ai mai fost. Oh, o primit un sfat greșit, du-te la biserică, spune la fratele pastor ce-o fac cu bărbat. Cum asta când a văzut că ce-a făcut nevasta, a făcut de rugine, distruși toți copiii în lume, el nu mai merge la adunare, ea era distrus. Atât m-am bucurat cât am stat la ei. Și după aia am avut, tot prin telefon discutam. Dar zice, sună, păi, deci cum să nu merem? Fii atent. Foarte multe cazuri am întâlnit când o soră s-a dus și o spus în biserică. Fratele nu s-a mai dus la biserică, de rușine. A fost slab, nu s-a mai dus. Dar dacă ai fi tăcut, ai fi împărțit treaba asta cu o soră care tu cunoști mai bine, ați fi rugat, ar fi vorbit, dar asta foarte mult, să știți că fiecare bărbat de sau de rău care face, eu discut și cu bărbați, da seama ce rău face. Și când vede că soția iubește, rapă, tace, nu-i scodește, atâta se bucură și aici sunt ridicat un bărbat. Dar dacă părtășești cu cineva care nu se roagă, care poate spune la 3-a, 4-a persoane. Soțul meu a făcut multe rele. Acoperiți. Foarte important. Dragoste acopere totul. Acopere. Sunt unele frați care au trecut prin mult, cheamă și stă de vorbă în taină. Explică.
Dar am întâlnit cazuri, am ajuns într-o localitate și acolo un frate a auzit așa, o știut că e acolo, vine acolo și povestește căderile lui. Dar cine știe treaba? Știe soția? Știe. Dar apostolul nu știe. Ce se întâmplă? Nu m-a divulgat. Dar nu mă mai vede. Când eu aici, mai este cineva peste mine privește. Zic, auzi, eu mai mare mi le am de fratele pastorul vostru. Acum când știe că tu ești căzut așa, atâta ar trebui să le doare, să te cheme. Nu uite, frate, pentru situația ta, mâine suntem o zi de post în rugăciune cu oamenii ăștia poți discuta, care duce povoare, care simte cu tine, care doare situația ta. Nu toți are creștere. Eu am avut milă cu un frate foarte scump, dar știi ce? Sunt unele frați, nu, ai acum de mâine. Urit de tot. Dar dacă sunt la acum de bani, dacă sunt închinător la idol, dacă sunt repăreți, dacă sunt defăimătură, asta poate să meargă. Foarte grav. Eu de aceea, pe toți, nu suntem nici unul la care nu găsește vrăjmașul un cărlit. El tot în urma noastră. Atunci de ce să nu ne iubim? De ce să mă țin eu mai presus? Nu! Acolo jos! Acolo jos! De acolo ne va ridica Domnul. Amin. Eu, surorile mele, așa văd pocăința. Așa trebuie să simțim unii cu alții. Simțindu-ne unii cu alții. Să vedeți ce întâmplat nu de mult într-o familie unde sunt mulți copii, peste 10 copii. Și unul din copii, pentru că nu lăsați părinții să discute cu fetele din biserică, băiatul a găsit unul din lume. Nu. Când am auzit eu și eu spus părinții, ce măsură a luat împotriva copiilor? Am stat de vorbă cu ei și am spus, uitați-vă, noi avem mai mulți copii ca voi. Noi am trecut prin mult. Și din pricina că Dumnezeu ne-a învățat, am îngăduit unde n-am mai putut să facem nimic, unde am putut să facem ceva cu dragoste, am făcut. Nu procedați bine cu copilul ăsta. Nu. Ei au fost atâta de, parcă, dragii mei, eu vă iubesc, eu vă sfătuiesc, eu nu mă super de nu mă ascultați. Dar o să vedeți. Am propus o posibilitate. Uite, ca să despărțiți, ar fi bine așa la Londra, nu știu ce. Acolo va face cap. La urmă urmei, o trecut aproape un an. Se spune mama și tata,
atât îmi pare rău. Copilul ăsta atâta ne urește. O spus toată viața lui, nu ne va ierta. Și am zis, noi care dorim mântuirea copiilor noștri, noi creăm niște situații ca să devine copilașii noștri ucigași, să ne urească, pentru că copiii nu se urăsc unul pe altul, nu. Ei povestesc, uite ce situația asta. Dar pe părinți, dacă spune bine, vine vrăjmașul să urească pe părinți. Și atunci Dumnezeu nu degeaba o vorbit de Efeseni, capitolul 6, versul 4. Părinților, nu întăritați pe copiii voștri la mânie. Când un copil nu te înțelege cu dragoste, atunci, dragul mami, eu văd pericolul, dar pentru că nu te pot convinge, momo te iubește, se roagă pentru tine, atâta poți să faci. Dar nu obliga ce crezi tu acum, că el încă nu ajuns să creadă ca tine, nu ajuns să treacă. Îngăduim. Și cuvântul spune, cel mai tare este dator să rede slăbiciunile celor slabi. Și părinții acum plâng, copilul vine acasă, nu visitează părinții, urește. Eu știu că va lucra Domnul acolo, pentru că Domnul au îngăduit părinții să treacă pe aici, pentru că fratele este lucrător și trebuie să cunoască și modul cum lucrează Domnul și în felul ăsta. Pentru că cine știe câte cauză va fi în popor, dacă copilul tot nota 10, cum va simți cu aia care are copii obraznic și neascultător? Eu atâta simt cu toți, cu toți. Nu există. Atunci suntem plăcut Domnului. Când putem să coborim la nivelul tuturor. Apostolul Pavel a spus, cu iudei a fost așa, cu neamul a fost așa, cu evrei a fost așa, cu greci, cu ce scop se câștige, se mântuiască. Oricât de mult vom smeri, nu vom ajunge la smerenie Domnului Iisus, niciodată, numai înainte de plecare de aici. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă ajute. Și uitați, eu am fost atâta de bolnav pentru că am fost plecat o săptămână în județul Satu Mare, am fost în 4 biserici și a fost rece. Și eu când mă recesc, de 2 ani n-am fost așa, măcar o lună de zile, se nu plec nicăieri să... Vă spun, surorile mele, am fost atâta de bolnav, am spus că plec la Domnul. Dar sora Iulia nu m-a lăsat. Zice, sora, nu se poate, nu de înapoi. Așa. Să rugați, surorile, mulțumesc!
am simțit rugăciunea și uite, am ajuns aici să avem o părtășie, să ne iubim, să avem o dragoste fierbinte unul pentru altul.